Dumnezeu din veșnicie, îmbrăcat în măreție, în prezența-ți mă cutremur și mă închin. Ești Dumnezeu din veșnicie, îmbrăcat în măreție, în prezența-ți mă cutremur și mă închin. Ești Dumnezeu veșnicie, îmbrăcat în măreție, în prezența-ți mă cutremur și mă închin. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul. Amin. Aș vrea, fraților, în prima parte a rugăciunii aceasta să ne rugăm pentru familie bisericii. În săptămâna care a trecut am avut familia Lungu Dorel și sora Luci și copiilor și Domnul să-i binecuvinteze. Familia fratele Trandafir Duma și Domnul să-i binecuvinteze. Familia Sami Drugaș și Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Și familia Cristian Duma și Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. În săptămâna aceasta avem pe familia Lucian Duma și zicem Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Familia Fițui Beni și sora mea și familia lor și Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Și familia Gal Petrică și sora Flămina și copiilor și Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Aș vrea ca text pentru rugăciunea aceasta, prima parte, să citim din Efeseni 3 cu versetul 14 până la 19, încât spune: Iată deci, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credința, pentru că, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toate plinătatea lui Dumnezeu. Amin. Și aș vrea ca Dumnezeu să se îndure de familia acestea în săptămâna aceasta, să le dea toate lucrurile pământești, dar să le dea și lucrurile duhovnicești și să le dea putere să stea înainte de Dumnezeu și Dumnezeu să lucre la ei. Totuși, și în prima parte să ne rugăm pentru familia fratelui Moise Lucaci, care a trecut din viață săptămâna trecută. Dumnezeu să mângâie pe sora, pe nevasta lui, să-i dea putere să poată să treacă prin viața aceasta fără el și să-i dea și la copiii lui și să mângâie toată familia și să-i dea putere și nouă să ne rugăm pentru ei. Și în a doua parte a rugăciunii aș vrea să mulțumim Domnului pentru timpul acesta de rugăciune. Vă rog să ne ridicăm în picioare și să dăm cinste cuvântul Domnului. Și aș vrea să citim din 1 Ioan 5 cu versetul 14 și 15, care spune astfel: Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Amin. Aș vrea să mergem înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru familiile bisericii, pentru familia fratelui Moise Lucaci, ca Dumnezeu să-i mângâie și să-i întărească și să mulțumim Domnului pentru timpul acesta de rugăciune care a fost. Amin.
ocupa locurile și se va cânta o cântare, timp în care se va merge la timpul de propovăduire. Amin. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca tine, Doamne.
Binecuvântăm pe Dumnezeul nostru mare. Mare, spunea poetul cântării, de atâtea ori și dovedea mărimea lui Dumnezeu prin creația care a făcut-o. Lucruri care ne încântă, ne aduce bucurie, satisfacție de câte ori le privim, dar dincolo de imaginația noastră, de privirea noastră, Dumnezeu a făcut lucruri și mai mari și mai minunate, care El există prin puterea Lui. Dar este și un Dumnezeu sfânt, înaintea căruia suntem în dimineața aceasta. Haideți să recunoaștem lucrul acesta prin atitudinea cu care stăm înaintea Lui, fie în rugăciune, fie în ascultarea cuvântului, fie prin cântările de laudă care îi le adresăm și în care suntem datori să aducem și reverență, recunoștință Dumnezeului nostru mare. Ne rugăm din nou înaintea Lui, continuăm închinarea noastră tot prin rugăciune. Recunoaștem că avem nevoie de El nu numai să ne rezolve problemele, nu numai să ne vindece boalele sau să ne binecuvinteze familiile. Avem nevoie de El totdeauna în toate circumstanțele vieții, chiar și atunci când propovăduim cuvântul, când vorbim despre El, când dorim să-L prezentăm oamenilor lumii. Avem nevoie ca El să fie prezent aici. Ne rugăm în scopul acesta ca El să-și facă prezența între noi și în momentele care urmează în închinarea noastră și Domnul să ne asculte. Amin. Ne rugăm toți împreună Domnului. Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la pagina biblică 22 și din Cartea Genezei, din capitolul 22, același capitol număr cu pagina. Citim versetele cuprinse între 1 și 14. Geneza, capitolul 22, începând cu versetul 1 până la 14. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame! Iată, m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe muntele pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pușat-o pe măgar, a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru ardere de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slujilor sale: rămâneți aici cu măgarul. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis:
Tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A luat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului i-a strigat din ceruri și a zis, Avrame, Avrame, iată m-a răspuns el. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de la luat berbecele și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mulțumim din toată inima Domnului pentru harul care ni l-a făcut și în această dimineață, ca din nou să fim împreună în locul acesta. Este o binecuvântare din partea Lui, motiv pentru care suntem datori să-i mulțumim și să venim înaintea Lui cu recunoștință. Avem musafiri mulți în dimineața aceasta și dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. Pe toți și pe cei prezenți și pe cei locali și pe cei veniți. Dumnezeu are binecuvântări pentru fiecare. Ne face o deosebită bucurie să salutăm în mijlocul nostru pe fratele Daniel și sora Iliana Stenger. Domnul să-i binecuvinteze. Frații veniți din Israel, fratele Daniel, păstor, lucrător acolo, și în România a fost, acum e în Israel, și m-am gândit în timp ce am ajuns la cunoașterea că locuiește ca rezident în Nazaret. Probabil a venit într-o perioadă atât de frumoasă a anului, când și în Australia, așa de departe de Israel, va fi pomenit atât de des numele localității în care dânsul are rezidența. Domnul să vă binecuvinteze, numai că toate acestea se datorează, cred că nu fratelui Daniel și sorei Iliana, ci celui ce înaintea lor a fost rezident acolo într-un timp scurt în trecerea prin lumea aceasta, Domnul nostru Iisus Hristos. El să fie binecuvântat și pentru întâlnirea noastră de azi, dar și pentru frații care ne vizitează. Domnul să vă binecuvinteze și să vă folosească în perioada aceasta care stați împreună cu noi, să vă dea har, să vă dea inspirație în lucrare și succes ca lucrarea lui Dumnezeu să propășească prin dumneavoastră zilele acestea. Totodată avem familii din alte părți ale globului, familia Borle, Ștefan și Maria, cu 3 copii veniți din Linz, din Austria. Dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Eventual, dacă îmi cer permisiunea și nu vi se pare greu, vă rog să vă ridicați în picioare, pentru că sunt mai mulți și vrem să vă cunoaștem. Domnul să vă binecuvinteze. Ocupați locuri și mulțumesc frumos. Dorim ca și pentru dumneavoastră perioada care o trăiți împreună cu noi, aveți bucuria aceasta să fie bucuria deplină, a părtășiei cu frații din părți, dar și cu rudele dumneavoastră și să fiți ocrotiți de mâna lui Dumnezeu care vă poate binecuvânta. Din România, familia Lup Vasile și Marinela cu 3 copii din Cluj, din Carpați. Dacă se poate, vă mulțumesc frumos, Domnul să vă binecuvinteze. Se pare că dumneavoastră ați mai fost pe la noi. Domnul să vă binecuvinteze și ne bucurăm să vă revedem din nou. Dorim același lucru, ca mâna Domnului să vă binecuvinteze și să vă ocrotească. Atunci când El vă va ocroti, știu că vă va da toate cele de trebuință, bucurii, har,
momente frumoase, amintiri frumoase. Domnul să vă binecuvinteze! Din Austria mai avem pe fratele Daniel Scopec. Vă rog să vă ridicați în picioare. Este a doua oară când vine la noi. Cred că știți despre cine este vorba, mai ales tinerii. Și dacă nu știți, întrebați-o pe Damaris. Este logodnica sorei Damaris. Domnul să vă binecuvinteze. Vă spunem, bine ați venit la noi. Acum ca musafir și data viitoare, ca unul din cei ce fac parte împreună cu noi din Biserica Domnului de aici. Domnul să vă binecuvinteze și vă spunem și dumneavoastră un bun venit la Perth. Mai avem și pe fratele Mihai Hule din Adelaide. Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră, vă spunem un bun venit la Biserica din Perth. Domnul să fie cu dumneavoastră aici și să aveți parte de binecuvântările Lui de tot felul. Sigur, printre cei anunțați duminică la nuntă, care a fost așa întreacăt, Ben și Deborah Tivadar, una a venit acasă, celălalt a venit ca musafir, dar până la urmă amândoi se întorc în Statele Unite. Ne salută din partea Bisericii Maranata din Sacramento, din partea fratelui păstor Moise Gaude cu Iuda, versetele 20 și 21, nu le citesc pentru că același salut îl vom mai avea și din Cluj și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze pe frații noștri care ne salută. Dacă sunt și alți frați musafiri, surori, dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți și să aibă parte de bucurie împreună cu noi în locul acesta, sub privirile lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze! Dorim să ascultăm o cântare cântată de corul bisericii, după care rog pe fratele Vasile Lup, din Cluj, să aducă saluturile dânsului din Cluj. Și Domnul să vă binecuvinteze! Thank you.
În urmă cu 7 ani am mai fost la dumneavoastră tot în perioada sărbătorilor. Împreună cu familia suntem foarte bucuroși să fim împreună din nou în perioada sărbătorilor aici, unde, deși este mult mai cald plecând de la minus, venind aici, totuși am reușit să răcim și acest lucru, nu știu, e mai greu de realizat. La noi în țară se și spune că de obicei numai anumiți oameni reușesc să răcească vara, dar încercând să fiu scurt și eficient, salutul bisericii noastre, care atunci când l-am văzut afișat acolo nu este de la noi, m-am chiar speriat ce a fost înainte, salutul bisericii noastre este din Psalmul 115 cu versetul 15. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. În continuare, slăvim toți împreună pe Domnul cântând și totodată facem și colecta din această zi de dimineață, după care William, Damaris și Denisa vor slăvi pe Domnul cântând. Soare și te iubesc,
Domnul să vă binecuvinteze. Mai avem un prieten din Noua Zeelandă, venit la fratele Iacobuță, Geo Pitic,
Domnul să-l binecuvinteze și pe dânsul și cele două săptămâni care le petrece împreună cu noi aici, în Pert, să fiți cercetat de Domnul și binecuvântat de El. Domnul să vă poarte de grijă. Dacă și fratele Ștefan din Austria are un salut, îl rugăm să-l aducă. După care și fratele Daniel, tot din Austria, Scopec, va aduce și dânsul saluturile. Mulțumim și Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și pe cei ce ne-au transmis salutul. Și fratele Daniel, îl rugăm să vină în față, după care, după salutul care îl va aduce fratele Daniel, corul slăvește pe Domnul cântând. Apoi doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele pastor Daniel, să-l întărească, să-l inspire și să aibă loc mesajul Evangheliei care să ne cerceteze. Slăvit să fie Domnul! Vreau să fac doar o mică rectificare. Mă cheamă Daniel Scopeț. De ei știu că e foarte greu de pronunțat, așa că nu e nicio problemă. Salutul nostru, asemenea, din Viena, este tot cum s-a citit astăzi și s-a zis, din Iuda 20 și 21. Și aș vrea să-l citesc, frații păstori, fratele Vlas, păstorul principal, fratele Lucuță, care slujește, sub care slujesc la tineret, vă aduc și ei multe salutări și asemenea. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Și pe lângă aceasta aș vrea să vă aduc și eu o urare și o zic din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.